Seara asta am spus că este un subiect delicat, cel puțin delicat, dacă nu chiar stânjenitor. Când spunem un cuvânt ca și suicid, dacă nu suntem obișnuit, obișnuiți cu acest cuvânt, ni se pune așa un, un nod în gât. Însă suicidul devine o realitate din ce în ce mai aproape de noi de fiecare, din foarte multe discuții pe care am avut cu mai mulți oameni dintre voi, pe care vă cunosc, aveți cel puțin câțiva oameni care au cochetat cu acest gând, dacă nu chiar au ajuns uh, să experimenteze această realitate. Cu toate astea, cu toate că devine o realitate din ce în ce mai aproape de noi, uh, fie ne vine greu să discutăm despre acest subiect pentru că ni se pare stânjenitor, ni se pare tabu, nu prea știm de unde să o apucăm, sau dacă discutăm, tindem să avem uneori păreri prea ferme și prea extremiste, fără să fie foarte bine informate și fundamentate. Și în seara asta ne-am făcut curaj. Ne-am făcut curaj să abordăm acest subiect, să punem pe tapet uh, acest cuvânt uh, și să vedem, este suicidul o libertate absolută sau un păcat de neiertat? Sau niciuna? Uh, pentru asta în seara asta îl avem alături de noi pe domnul conferențiar universitar dr. Adrian Sârbu sau pe scurt Adrian, <laughs> haideți să-i spunem bun venit <laughs> Până vine Adrian în pot să vă spun câte ceva despre el Este doctor și în teologie și în sociologie uh, Este conferențiar cum am spus la facultatea de uh, teologie baptistă din cadrul Universității București mai predă și pe la sociologie și asistență socială, mai coordonează și când un doctorat, face o grămadă de lucruri. Este și inițiatorul unui curs de suicidologie integrativă. Am ținut minte bine. Primul de asemenea de acest soi în, în învățământul românesc și este inițiativa lui. Și ca să scurtez un pic ce aș spune despre el, așa am mai spus-o și în alte ocazii, dincolo de toată prezentarea asta stufoasă, este printre puținii, sau poate singurul, și nu vreau să te flatez dacă chiar cred asta, cu care eu aș avea curaj să port o discuție despre suicid în public. Uh, și vă las pe voi să, să vă convingeți Adrian, mulțumim că ești în seara asta cu noi Mulțumesc și eu și nu știu despre cine este vorba Adică, na, prietenii îmi spun simplu Adrian uh, Mulțumesc din suflet pentru primirea mai mult decât călduroasă pe care mi-ați făcut-o Sunt într-o perioadă în care am nevoie să schimb între ochelarii de distanță și ăștia de... De aproape, așa că dacă nu vă văd foarte bine și dacă nu o să văd timpul și nu o să văd pe Adelina disperată. <laughs> să... Dacă o să mă văd dintr-o dată pe cine este, pentru că am trecut măsura. Glumesc, nu uitați de Slido. Uh, prietenii îmi spun simplu, Adrian, și o să vă rog să faceți și dumneavoastră lucrul, lucrul acesta. Uh, mulțumesc încă o dată din suflet pentru invitația dumneavoastră, pentru primirea aceasta călduroasă și pentru... Eforturile depuse de uh, comunitatea dumneavoastră pentru a mă primi în cadrul acestui uh, proiect, flux. Un proiect atipic, uh, dar uh, nu știu dacă pot să vă spun în privat, pentru că nu suntem tocmai în cadrul privat, mă face să vă invidiez și să regret că nu locuiesc în Cluj. Uh, și nu spun asta din complezență. Uh, pentru că uh, pasiunea pentru viață este ceea ce văd și la dumneavoastră și împărtășesc și eu. Știu că sună un pic ciudat, mai ales în uh, domeniul pe care mă străduiesc să-l înțeleg de ceva vreme. Uh, despre acesta va fi, de fapt, uh, discuția noastră de astăzi, despre pasiunea pentru viață. Imaginea, uh, din, uh, imaginea pe care o vedeți este realizată de o prietenă, așa cum am foarte mulți prieteni cu unii nu mă văd decât o dată, de două ori în viață, dar îi simt aproape, o prietenă cu suflet de artist. Dacă vă uitați cu atenție în colțul din dreapta jos, o să puteți vedea cum arăt în imaginație artistei în tot acest tablou în care există multă durere și amărăciune. Cred că în ciuda faptului că studiez acest domeniu și... Stăteam și mă gândeam la un moment dat că i-am dedicat acestui domeniu mai mult de un sfert din viața mea. Nu mi-am dorit niciodată să fac lucrul acesta. Pur și simplu a fost un concurs de împrejurări și m-am trezit făcând chestiunea asta. Am văzut că există nevoie, o nevoie din acest punct de vedere și este nimic altceva decât o încercare, un zbucium continuu de a încerca să înțeleg ce se întâmplă în sufletul cuiva care cochetează cu această idee. Practic, în tot acest timp sau după tot acest timp, trag linie și încerc să adun. Adelina spunea puțin mai devreme că va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Nu pot să spun că am răspunsuri. Pot să spun doar că am zgâriat un pic la suprafață acest domeniu. Pentru că dacă este ceva pe care l-am constatat din punctul acesta de vedere, constat din ce în ce mai des că a avut dreptate Durkheim când spunea că nu există sinucidere, ci sinucideri. Fiecare caz în parte este uh, diferit. Dar uh, cred că fiecare dintre noi poate să încerce să facă acest efort de a înțelege ce se întâmplă în uh, sufletul cuiva care uh, cochetează cu această idee. Cu ideea de a comite un act aflat în opoziție cu însuși instinctul nostru de supraviețuire. De unde să începem însă acest demers? De la autoritățile în domeniu, evident. Care sunt autoritățile în domeniu? Pentru că sunt studii, sunt cercetări în domenii extrem de variate. M-am uitat, de exemplu, și am studiat diverse lucrări și, în ciuda faptului că perspectivele sunt diferite, există totuși câteva elemente comune pe marginea cărora uh, teoriile referitoare la cauza suicidalității ar putea fi grupate în, hai să zicem, două mari categorii. Cel puțin așa credeam atunci. Uh, teoriile endogene, primele dintre ele, au ca trăsătură comună și definitorie considerentul acesta potrivit căruia, în 90-95% din cazuri, după alți autori, cauza morții a fost direct sau indirect o afecțiune psihică sau psihiatrică. Sincer, mă deranjează un pic ideea de a ști că cine s-a sinucis a avut o astfel de problemă. Cu toate că boala psihică, afecțiunile psihice sunt totuși cât se poate de reale în numeroase cazuri, dar e greu de a accepta lucrul acesta atunci când vine vorba de persoane apropiate nouă. O altă categorie de teorii Uh, sunt, uh, provin din zona uh, aceasta a științelor sociale și plasează cauzele sinuciderii pe seama factorilor exogeni, deci din exteriorul individului, din afara individului. Sunt, uh, cum spuneam, o serie de perspective sociologice care pornesc de la o observație relativ simplă. În mai toate societățile, dacă vă uitați și urmăriți fenomenul acesta de-a lungul timpului, Numărul sinuciderilor este relativ constant, sigur, cu anumite fluctuații, dar relativ constant. Lucrul acesta ar exclude cumva ipoteza că în toate cazurile avem de-a face cu o cauză nu? de natură psihică sau psihiatrică, pentru că nu poți avea același număr constant de persoane cu astfel de, de suferințe. Cauzele ar putea fi, spunea Durkheim și alături de el și înainte și după, mai ales o serie de alți cercetători, cauzele ar putea fi găsite în relațiile pe care le dezvoltăm, în relațiile noastre cu societatea, în felul în care reușim să ne integrăm în societate sau, din potrivă, în felul în care societatea reușește să-și impună regulile, normele asupra noastră, ce e normal, ce nu e normal. Sigur, factori endogeni, exogeni, cum rămâne însă cu factorii spirituali, pentru că și aici există o serie întreagă de frământări. Cum rămâne cu toate acele întrebări dureroase referitoare la soarta eternă a sinucigașilor, cu toate insinuările că ei ar fi fârtații ai diavolului, cum se spune în popor, cu tot oprobriu și stigma din jurul lor. Până la urmă, ce reprezintă de fapt sinuciderea? E o modalitate prin care ne exprimăm libertatea supremă, e un act de curaj, din potrivă e o nebunie, e o lepădare de credință, pentru că există și varianta asta. Un act de răzvrătire este cumva păcatul de neiertat ce am auzit rostindu-se chestiunea asta. Sigur, toate aceste întrebări au apărut cumva pe fondul unor preocupări mai vechi care au vizat în mod special interacțiunea cu acest spațiu religios, spiritual, cu relația cu divinitatea și cu raportarea suicidarului la dimensiunea veșnică. Pentru că vedeți, este unul dintre puținele momente în care nu poți să nu te gândești la ce urmează. Nu? În momentul în care cineva încearcă să-și pună capăt zilelor, o face sperând că. Dincolo va fi altfel decât aici, pentru că aici este de nesuportat. O să revin asupra acestui element. E bine, crescut într-o familie creștină, am început să caut lucrurile acestea în zona în care sunt convins că găsesc răspunsuri, răspunsuri adecvate pentru, pentru viață. Am început cu Biblia, cu teologia, cu perspectiva creștină și. O să vă rog să-mi permiteți ca în discursul meu din această seară să încep cu lucrurile acestea. Am găsit menționate în literatura de specialitate, pentru că am căutat tot felul de lucrări scrise pe tema asta, numai puțin de șapte cazuri de suicid doar în cărțile canonice. Știți acum că Biblia, când vorbim de Biblie, sunt versiuni, traduceri diferite. În bisericile protestante, neoprotestante, avem doar cărțile canonice, acolo se găsesc aceste șapte cazuri de suicid, mai exact Abimelec, aveți între paranteze și referințele, Samson, Saul, primul împărat al Israelului și scutierul său, Ahitofel, Zimri și, poate cel mai cunoscut sinucigaș din istorie, Iuda. În bisericile istorice, ortodoxă catolice există și cărți deutero-canonice, da? cărți considerate uh, nu neapărat inspirate, dar bune pentru citit, și acolo mai găsim încă patru cazuri. Uh, Eleazar, Ptolemeu, Macron, Razis și Sara, fica lui uh, Raguel. Sigur, nu are sens și nu avem timpul necesar să intrăm acum în fiecare caz în parte, Uh, însă, uh, cred că uh, nu sunt singurele uh, cazuri, singurele referințe din, uh, din Biblie pe care le găsim cu privire la uh, lucrurile acestea. Uh, timp de un an de zile am făcut acest exercițiu spiritual și am recitit Biblia având în minte doar problematica sinuciderii, pentru că efectiv am încercat să înțeleg. Uh, am descoperit numeroase pasaje și întâmplări oarecum conexe cu tematica aceasta care arată că tema sinociderii nu e de ieri de azi prezentă în viața bisericii, în aceste preocupări ale celor care se străduiesc să se lupte cu lucrul acesta. De exemplu, găsim o serie de relatări, găsim demonizați care se tăiau cu pietre. Sigur există și în zilele noastre și uh, aceia dintre dumneavoastră care activați în zona aceasta a uh, psihoterapiei știți că există acel, acea conduită uh, autoagresivă non-suicidară. Uh, apoi, uh, în marcul 9 cu 22, vedem citim despre un uh, uh, duh mut și surd care de multe ori a încercat să-l arunce pe un personaj în apă sau în foc ca să-l omoare. Sigur, nu se pot vedea duhurile. Privind din exterior, ce vedem? Vedem un tânăr care este aruncat când în apă, când în foc, cu scopul clar de a muri. Apoi, unul dintre episoadele foarte controversate. Cu toții am citit episodul ispitirii Mântuitorului. Este un episod acolo care, pur și simplu, mi-a sărit în ochi în acel moment, când am recitit, având în minte problematica aceasta. Mântuitorul e dus pe streașina templului Uh, și acolo este supus mai multor, uh, mai multor încercări. Într-una dintre ele, diavolul îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris... Uh, am privit cu totul și cu totul altfel acest aspect atunci. Uh, apoi uh, 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 și apostolul Pavel are tot felul de scrieri pe tema asta, găsim apoi un alt caz de tentativă de suicid împiedicată, temnicerul din Filipii. Este una dintre primele încercări ale bisericii, implicări, dacă vreți, în domeniul acesta al prevenirii. Este o sinucidere împiedicată, implicată. Apostolul Pavel, că vorbeam despre el, este chiar mai tranșant și în ciuda faptului că pasajele acestea vorbesc despre Altceva, nu vorbesc în mod explicit și direct despre suicid, cred că putem extrapola concluziile de aici și cu privire la acest subiect spinos. Spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ei voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Nu știți, continuă el, că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Multe pasaje, multe texte, toate acestea în contrast cu o serie de întrebări venite din afară. În urma acestor lecturi, Trebuie să vă mărturisesc că mi-au devenit clare puține lucruri. Foarte puține chiar. Iar cu privire la altele, încă mai meditez. Sunt însă câteva principii care răzbat într-o manieră cât se poate de clară, din să cred. De exemplu, este limpede de faptul că păcatul de neiertat nu este sinuciderea, ci este hula împotriva Duhului Sfânt. Am auzit adeseori ideea asta că, vezi, doamne, sinucigașul s-ar duce în iad pentru că moare înainte de a apuca să-și ceară iertare sau de a se pocăi. Chestiunea asta, în opinia mea, nu știu ce fundament ar putea avea. Pentru că ce se întâmplă dacă uh, cineva se mânie și moare înainte de a-și cere iertare? Nu apucă să-și ceară iertare. Nu. Uh, ce se întâmplă cu cineva care a mințit? Ce se întâmplă cu cineva care a bârfit, care a fost lacom, care s-a îmbuibat? Nu, mântuirea din Biblia, asta reiese din Noul Testament, că ne este oferită prin har, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, nici măcar dacă această faptă înseamnă necere iertare. Apoi m-am gândit la toate acele încercări ale diferitelor persoane care se apucă și parcă joacă tontoroiul pe mormântul cuiva care a murit și, Dumnezeu a ajuns în iad. Nu-i treaba noastră să judecăm. Nu știu cum să vă spun. Din Biblie răsarele, este foarte clar că Dumnezeu este Cel care judecă. Nu-i treaba noastră să spunem dacă cineva a ajuns în rai sau în iad. Dumnezeu știe toate circunstanțele din viața acelui individ și toată viața individului. Gândiți-vă că pe cruce, alături de Mântuitorul, s-au aflat doi tâlhari. Unul dintre ei, care a fost un borfaș toată viața, nu? primește de la Mântuitorul însuși promisiunea că va fi alături de el în împărăția sa. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la asta, dar pe lista eroilor credinței, din Evrei 11, celebra listă, se află persoane care, dacă ar fi depins de noi, inclusiv de mine, nu ar fi avut ce căuta acolo. De exemplu, Samson. Vă reamintiți de Samson unde l-am menționat, pe o altă listă. Însuși faptul că există speranță, că putem nădăjdui împotriva oricărei nădejdi, din să cred că nu ne permite să tratăm lucrurile superficial sau să ne asumăm un risc imens, nu doar pentru această viață, ci și pentru, pentru veșnicie. Știu că sună cumva paradoxal, dar mesajul meu în seara asta este unul dual. Speranță pentru cei nemângâiați rămași în urma cuiva care s-a sinucis. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept și găsim principiile acestea pe, întreg, pe paginile întregii scripturi, dar în același timp v-aș îndemna să avem frică și cu tremur pe cei care cochetează cu gândul de a-și lua viața. De ce? Tot pentru că Dumnezeu este drept. Prin urmare, sfatul meu este, nu-ți asuma riscul, nu merită. Sinuciderea este o pseudo-soluție permanentă pe care nu o mai poți schimba la problemele de moment, pentru că viața însăși nu, este temporară, spunem despre viață că trece ca un abur, trece foarte repede în raport cu veșnicia. E bine, un alt principiu este acela că nicăieri în Biblie nu ni se spune că sinuciderea ar fi o opțiune necondamnabilă, că e ok. Faptul că există personaje care au recurs la lucrul acesta, nu reprezintă niciun caz o scuză pentru ca un creștin să ia în calcul varianta sinuciderii. Apoi, o altă chestiune interesantă, porunca aceasta să nu ucizi. Știu că opiniile sunt împărțite între unii și alții, domne, ce-a fost, a fost, în fine, dar porunca aceasta să nu ucizi e o poruncă pe care o găsim menționată în mai toate mediile, nu? nu doar în mediile creștine, cu atât mai mult într-o societate creștină. Poruncă aceasta se referă nu doar la restul ființelor, ci și la propria persoană. Aș spune apoi că nu este anormală dorința aceasta de a muri sau ideația suicidară din punctul de vedere al teologiei biblice, pentru că această dorință poate fi resimțită uneori, dorința de a muri chiar și de cei mai sinceri și mai dedicați uh, oameni ai credinței. Uh, la fel se întâmplă și cu alte chestiuni. Descurajarea, uh, chiar depresia, nu? nu pot fi considerate anormale sau la locul lor. Ceea ce contează însă este felul în care decidem să uh, gestionăm aceste trăiri. Altfel spus, nu poți opri păsările nu? să zboare în jurul capului tău, dar le poți împiedica să-și facă cuib acolo. Uh, o altă chestiune, iarăși controversată, pentru că v-am spus să încerc să zgârii la suprafață cât mai multe aspecte. Uh, se vorbește despre sinucigași ca fiind cumva uh, influențați de anumite forțe din afară. Se vorbește chiar despre posesiune demonică. Iarăși. Nu vreau să intru în acest subiect extrem de delicat și de controversat. Vreau însă să clarific un aspect care mi s-a părut a fi pertinent din ceea ce am citit. Posesia presupune, cel puțin asta afirmă unii autori, un control de 100% asupra individului, ceea ce implică faptul că individul nu ar fi responsabil pentru faptele sale. De deci ce ar fi condamnat un individ dacă el nu a fost stăpân pe faptele sale? Pe de altă parte, influența demonică presupune faptul că nu a fost controlat 100%. Nu? Deci, cumva, zona aceasta iarăși este, este sensibilă. Prin urmare, nu pot să nu ridic anumite semne de întrebare cu privire la această idee de posesiune demonică. Sigur, influența nu ne exonerează de răspundere, însă în același timp suntem cumva motivați să facem ceea ce ține de noi, să luptăm la rândul nostru. Înțeleg și similitudinile evidente între anumite forme de manifestare. Dacă vă uitați pe paginile Noului Testament la episoadele acestea, relatările în care diverse persoane sunt, scrie Cornilescu în versiunea pe care am citit-o cel mai des, demonizați. Sunt anumite semne, anumite uh, similitudini, dacă vreți, între acestea și bolile psihice, așa cum sunt ele descrise în diversele manuale de diagnostic și tratament psihiatric, DSM, ICD, în fine. Uh, varianta cea mai simplă, în opinia mea, deși nimic nu este simplu în acest domeniu, este să încerci să elimini una dintre ele. Dacă seamănă și nu știți sigur ce este, elimină una dintre ele. Mergeți, fraților, la un psihiatru, urmați un tratament psihiatric și eliminați una dintre, una dintre cele două variante. Evident, cu influența demonică este mai dificil și de dovedit și de abordat și atunci rămâne varianta aceasta a tratamentului medicamentos. Apoi... Cred că foarte mult din punctul ăsta de vedere e importantă perspectiva pe care o avem asupra vieții. Dacă suntem proprietari sau doar administratori, nu? Sunt liber să fac ce vreau dacă sunt proprietar asupra vieții mele. Este viața mea și fac ce vreau cu ea, se spune, nu? Bun, dacă este viața mea, nu pot să nu mă întreb de ce nu am ales când să mă nasc, unde să mă nasc, de ce să mă nasc în România și nu în, într-o țară nordică? Nu? De ce nu am ales să mă nasc în, era să spun, familia lui Bill Gates, dar acum cu contextul acesta pandemic poate nu mai e chiar atât de dezirabil, dar în familia unui miliardar? Nu? Dacă nu pot să aleg chestiunea asta, atunci sunt într-adevăr proprietarul vieții mele sau doar administratorul al propriei mele vieți? Dacă sunt administrator, sigur trebuie să mă comport și să fac diligențele unui bun proprietar, dar asta nu mă face nu proprietar. Apoi, o altă întrebare este referitoare la ideea asta de a fi lepădat, alunecat de la credință, dacă te confrunți cu ideația asta. Și îndrăzesc să cred că faptul că un credincios se confruntă cu această ideație nu înseamnă în niciun fel că este lepădat, că alunecat de la credință sau că nu e un creștin autentic. Este cât se poate de indicat și de încurajator pentru viața de credință a creștinului contemporan să nu uite că gândul sinuciderii s-a încercat să fie strecurat până și în viața uh, Mântuitorului în acel episod din uh, Matei 4, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă uh, Evident, vorbim de o tentație, nu vorbim de, uh, de altceva. Uh, vorbind de un episod în care Mântuitorul îi ține piept cu fermitate, nu? Deci, practic, ceea ce înțeleg eu pentru mine din acel episod este faptul că Hristos poate înțelege aceste frământări interioare. El însuși nu poate înțelege și El care a biruit lucrul acesta a demonstrat că reușita nu este doar o posibilitate, ci este calea pe care suicidarii trebuie să o urmeze. Prin urmare, nu gândul, nu ideația suicidară reprezintă adevărata problemă, ci felul în care ne raportăm la această ideație. Practic, luptăm, ne împotrivim sau căutăm scuze. Încheie această, încheie această parte a prezentării sinuciderii din punct de vedere religios cu două promisiuni ale Mântuitorului care mi se par extrem de... Um, confortabile din punct de vedere emoțional. Um, chiar vă recomand, dacă aveți aceste gânduri, să vi le printați, să le aveți inclusiv pe ușa dormitorului vostru ca un reminder permanent. Um, V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și cea de-a doua, Celui ce va birui, îi voi da să-și cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Practic, dacă el a biruit lucrurile acestea, înseamnă că este posibil să, să învingi. Până acum, prezentarea mea a încercat să surprindă diverse aspecte, perspective științifice, principii și învățături, așa cum le-am perceput eu, cum le-am înțeles eu din lecturile în acest domeniu. În cea de-a doua parte mă voi axa pe a încerca să înțeleg gândurile oamenilor care au trecut sau se confruntă cu ideația suicidară aici la noi, în România. Oameni pe care poate unii dintre noi am cunoscut, oameni care au fost sau încă sunt printre noi. M-am înhămat într-una dintre cele mai recente cercetări la o încercare de a analiza sinuciderea în spațiul acesta românesc postcomunist. Practic... Am încercat să analizez datele, informațiile existente în numai puțin de 25 de ani de date statistice, studii, cercetări, eforturi și am interacționat cu oameni obișnuiți și cu specialiști, cu suicidari și cu supraviețuitori ai acestora. Toate acestea pentru a încerca să găsesc răspunsul la trei întrebări. Ce este sinuciderea? De ce se sinucid oamenii? De ce se sinucid românii? Nu, în mod deosebit. Apoi, care sunt categoriile de indivizi cu, cu cel mai ridicat grad de risc? Ce se poate face pentru a reduce suicidalitatea? Și aici m-a interesat în mod deosebit nu doar ce putem face noi ca indivizi, ci noi ca societate. Cum putem pune umărul pentru a diminua acest flagel? Dacă vă uitați în graficul acesta, anul 1990. Da? anul 1990, primul nostru an de libertate, a fost anul în care România a înregistrat cea mai mică rată a sinuciderii la 100.000 de, de, locuitori. Practica am pornit cuvânt din pupa, numai bine pentru a putea înregistra succese peste succese, însă după cum se poate vedea, în scurt timp, situația a revenit la valorile de, dinainte de 89, ba chiar pe locurile a și depășit. Se vede clar că acest minim istoric l-am atins în anul 1990, primul nostru an de libertate. La fel de clar se vede însă și că așteptările noastre din vremea comunistă, de la democrație, nu au coincis într totul cu realitatea, cu ceea ce s-a întâmplat în toți acești ani. Și Uh, veți vedea că tendința aceasta nu o întâlnim doar în România, ci în mai multe țări din spațiul uh, ex-sovietic. Uh, mai toate au cunoscut o scădere dramatică a ratei sinuciderilor în primii ani, pe fondul speranței într-un trai mai bun, și în mai toate s-a văzut apoi o creștere puternică până la nivelul din perioada comunistă și chiar peste el, uh, în condițiile în care au văzut că noul context în care uh, ne-am găsit și noi, nu a adus cu sine doar lapte și miere, ci o serie întreagă de uh, lucruri, de fenomene, de probleme cu care nu ne mai confruntaserăm până atunci. Gândiți-vă la desfințarea fabricilor și uzinelor neproductive, oamenii și-au pierdut joburile, a apărut șomajul, uh, inflația, nesiguranța zilei de mâine, deci au apărut altfel de probleme. E bine, am încercat să înțeleg lucrurile acestea în contextul românesc. Uh, și am analizat date din mai multe uh, categorii de surse. Practic, am încercat să văd cum au afectat uh, toate aceste lucruri uh, națiunea noastră. Uh, principalele surse de date au fost cele oferite de Institutul Național de Statistică din România, care nu colectează date cu privire la sinucideri, uh, ci doar la uh, alte cauze de moarte violentă. Uh, dar, în schimb, uh, oferă date cu privire la uh, ocupare, la șomaj uh, și la alte lucruri uh, pe care am încercat să le corelez cu datele din celelalte surse. Institutul Național de Medicină Legală, Mina Minovici, care an de an, uh, din 1996, din anii 90, practic, uh, publică un raport în care se găsesc și informații referitoare la sinucideri, și, uh, mai ales, cele ale Centrului Național de Statistică și Informatică în sănătate publică sau CCSU, cum îl veți găsi în uh, graficele următoare. Problema a fost că acele date erau adeseori contradictorii. Deci, informațiile furnizate de instituțiile respective, nu se suprapuneau, nu erau identice. Și atunci, uh, în dorința mea de a face o harta a sinuciderii de a vedea care sunt județele din țară, care sunt. Locațiile în care uh, avem o dinamică, o incidență mai mare a, a sinuciderilor și care sunt cele cu o rată mai mică, uh, am făcut două hărți ale sinuciderii în uh, uh, România. Prima pe baza raportărilor inemele, existente doar pentru intervalul 98-2014, iar a doua pe baza datelor, datelor Centrului Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, pentru întregul interval 1990-2014. Se poate vedea, întreagă fie spus, că județul Cluj da, nu este în top, e în zona portocalie, nu în roșie sau mai închisă, da, dar nici în galben județul Harghita este de, de departe, în top fiind urmat de județul Covasna. Ei bine, pentru a încerca să conturez un profil sociodemografic al celor care au ales să-și pună capăt zilelor într-un sfert de secol de interminabilă tranziție, am analizat statisticile referitoare la sezonalitatea sinuciderilor. Am vrut să văd care sunt lunile, și aici aveți pur și simplu suprapuse datele din cei 25 de ani, care sunt lunile în care se produc cele mai multe sinucideri. Uh, există niște vârfuri, după cum puteți vedea, în lunile aprilie-mai, respectiv iulie-august, și nu de Crăciun, așa cum ne-am aștepta. Uh, apoi, m-am uitat la genul și mediul de rezidență. Și aici vă rog să observați că bărbații se sinucid mai des decât femeile și în mediul rural mai des decât în mediul urban. Apoi, m-am uitat la divorțialitate, matrimonialitate. Știți, una dintre teorie, Mildur K, m afirma că uh, mariajul, uh, căsătoria, ar oferi un factor de protecție împotriva sinuciderii. Iată însă că, pe datele de la noi, persoanele căsătorite se sinucid cel mai des. Uh, sunt urmați de uh, cei necăsătoriți și de văduvi, iar divorțații au, spre surprinderea mea, cea mai mică rată a sinuciderii. Apoi, m-am uitat la educația formală. În uh, mediul urban, cel mai mult se de absolvenții de școală profesională și de gimnaziu, iar în rural, cei de uh, gimnaziu și absolvenții ciclului primar. Apoi, m-am uitat la categoriile de vârstă. Știți, se afirmă uneori că uh, cel mai adesea se sinucid de adolescenții și tinerii adulți. Ei bine, aici vedem că altele sunt vârfurile. Avem grupa de vârstă 45-49 de ani. Urmată de 50-54 de ani. M-am uitat apoi la mediul de rezidență, unde iarăși predomină ruralul la ambele categorii de gen. Uh, ocuparea, aici iarăși nu am putut stabili o legătură directă între rata șomajului și creșterea sau scăderea suicidalității, deși, în linii mari, vedeți că urmează un trend relativ uh, similar. Consumul de alcool. Aici am văzut o relație, mai ales între consumul de alcool pur, respectiv de băuturi alcoolice distilate și rata sinuciderii. Și trebuie precizat aici că datele sunt doar cele oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, deci nu conțin decât consumul fiscalizat, da? acele băuturi pentru care s-a tăiat bun, nu ceea ce își produce Bada Gheorghe în propria lui bătătură. Deci nu producția aceasta proprie sau nefiscalizată. De asemenea, vedem și aici tendințe extrem de asemănătoare în timp între autointoxicații prin și la expunerea la alcool și dinamica sinuciderilor. M-am uitat și la metodele suicidare, unde predomină, după cum știm, spânzurarea, intoxicațiile și precipitarea, așa se numește în literatura de specialitate aruncatul de la înălțime. A rezultat un profil sociodemografic care plasează în categoria cu cel mai ridicat nivel de risc suicidar bărbații rezidenți în mediul rural cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani, căsătoriți, absolvenți de gimnaziu sau de școală primară. În privința femeilor cu cel mai ridicat nivel de risc, acestea sunt de asemenea rezidente în mediul rural, căsătorite sau văduve absolvente de gimnaziu sau de școală primară. Tot la femei am văzut o, o tendință îngrijorătoare. Cu cât înaintează în vârstă, cu atât crește riscul de sinucidere. Și iarăși o chestiune care mi se pare importantă să o, uh, să o menționez, văduvia prezintă un risc semnificativ mai mare de suicid în rândul femeilor Sinuciderile în rândul acestei categorii înregistrăm de aproape o treime dintre toate sinuciderile înregistrate la femei. Deci este colosal. La bărbații din mediul urban, cu cât înaintează în vârstă, cu atât prezintă un risc mai mare de sinucidere. Cu o mică perioadă de relaxare între 50 și 60 de ani și o creștere accelerată după vârsta de 75 de ani. Cei din mediul rural care au depășit vârsta de 54 de ani prezintă o scădere bruscă a riscului de sinucidere până la împlinirea vârstei de 80 de ani când riscul crește și el abrupt. O altă observație importantă aici, de, aș zice chiar de importanță maximală, este aceea că pentru toate categoriile de gen, de vârstă sau mediu de rezidență, riscul crește exponențial dacă se consumă alcool și în mod deosebit băuturi alcoolice distilate, așa numitele spiritoase. Pentru că nu aveam cum să știu ce e în mintea sinucigașilor, ce a fost atunci când au făcut lucrul acesta, am cerut ajutorul suicidarilor, persoane cu minim o tentativă de suicid la activ, pe care le-am rugat să-mi completeze un chestionar pentru a mă ajuta să înțeleg ce anume a fost în mintea lor, în sufletul lor atunci când s-au gândit să facă lucrul acesta. Am reușit să identific, pe baza răspunsurilor lor, numai puțin de 26 de categorii de motive pe care le-au indicat pentru comiterea tentativelor anterioare. Aici, de la probleme relaționale până la diverse afecțiuni sau pierderi, probleme filozofice, nu vedeți saturație, eșec, inutilitate sau curiozitate, deci am întâlnit unul dintre răspunsurile care m-au lăsat fără cuvinte, a încercat să se sinucidă din curiozitate. Am analizat apoi numai puțin de 574 de povești de viață, așa numitele life stories, postate de suicidari pe un blog pe care îl moderez, îl gestionez din 2008, pentru a încerca să obțin o imagine și mai clară cu ajutorul unei alte metode pe care o numim metoda analizei de conținut. Am reușit și de aici să sistematizez informații referitoare la tentative anterioare la plasarea unor indicii cu privire la uh, intenția de suicid. Știți că se spune că suicidarul lasă un bilet în urmă. În cazul lor iată, intenția a fost prezentă în mai puțin de 20% dintre cazuri. Uh, de asemenea, uh, cu privire la uh, alte elemente deosebit de importante, expunerea la violență, religiozitate consum de substanță, boală psihică. Da, există. Inclusiv un clasament al acestor afecțiuni diagnosticate. Pe lângă acestea diagnosticate știți foarte bine că există numeroase alte persoane care nu au fost diagnosticate. Da? Aici, după cum vedeți, predomină de departe depresia, sindromul maniaco-depresiv și bipolaritatea, doar dintre cele diagnosticate. Apoi, urmarea unei forme de tratament, probleme de sănătate, probleme legate de dinamica somnului, de apetit, migrație, da, migrația, iată, că lasă, lasă urme, se vorbește despre șocul cultural care apare în astfel de cazuri. Majoritatea au ales pentru tentativa lor de suicid metode violente, fiind urmați de cei cu autointoxicații. Vedem și aici un proces semnificativ de metode care pot fi încadrate în categoria sinuciderilor lente. Uh, înfometarea apare adeseori, uh, o întâlnim uh, la vârstnici, nu? refuză hrana, pur și simplu. Uh, abuzul de alcool, tutun, cafea coroborate cu lipsa acută a somnului și alte elemente de, de felul acesta. Am identificat numai puțin de 11 categorii de cuvinte cheie utilizate de suicidari, care exprimă saturația, disperarea, neacceptarea, inadaptarea pierderea controlului, zădărnicia, înfrângerea, capitularea, gândul acesta de nealungat al morții, întrebările fără răspuns, acele de ce, la care pur și simplu nu reușesc să găsească un răspuns. De asemenea, am alcătuit un inventar al motivelor sau problemelor invocate, pe care le-am grupat în 19 categorii și am identificat inclusiv o serie de tipare în felul în care își scriu în mediul acesta online comentariile suicidarii aflați în, în criză. Știm că lucrurile acestea pot alcătui în scris o serie întreagă de tipare grafologice, nu? dar scrisul la calculator este considerat relativ rece, lipsit de, de personalitate. Deci iată că nu e, nu e tocmai așa. Printre tiparele uh, identificate pot fi enumerate, de exemplu, de la lipsa de coerență în uh, acele contexte, până la predilecția pentru anumite semne de punctuație, uh, sau la felul în care uh, sunt utilizate majusculele. Pare că își strigă, își urlă acea durere, acea frământare interioară. Uh, Iarăși, utilizarea așa-numitelor emoticonuri, respectiv semne și combinații de semne care exprimă anumite stări sufletești. Sau tendința aceasta de absolutizare, de generalizare, dramatizare și așa mai departe. Cred că e important să, să înțelegem lucrurile acestea pentru că societatea evoluează din punctul acesta de vedere și mediul online în care sunt prezenți, mai ales tinerii dar și vârstnicii. Socrul meu are 81 de ani și este prezent pe Facebook. Deci, din ce în ce mai des sunt prezenți în mediul acesta online, iată, poate facilita cumva înțelegerea unui anumit tipar, pentru că aici lipsesc elementele de meta sau paralimbaj, dar totuși, iată, oamenii găsesc modalități de a-și exprima sentimentele. Revin acum la întrebarea aceasta inițială, de ce? De ce se sinucid oamenii? Există, sigur, mai multe teorii. Emil Durkheim a redus aceste cauze la două. În opinia mea, lucrurile pot fi reduse chiar și mai mult, la una singură. Am emis așadar teza conform căreia cauza primară a sinuciderilor reprezintă această incapacitate de coping și am încercat să transpun cu ajutorul unor prieteni care desenează clar mai bine decât mine acest concept. Uh, practic, in incapa incapacitatea de coping se referă la acea incapacitate a omului de a uh, gestiona sau soluționa eficient situațiile cu care se confruntă, indiferent dacă acele situații își au rădăcinile în trecutul său, în prezentul mai mult sau mai puțin apropiat, sau sunt previzionate pentru viitor. Uh, îndrăznesc să afirm aici că sinuciderea e un fenomen atât de complex încât explicarea lui nu poate fi realizată decât la nivel transdisciplinar. Deci nu, nu poate să există o singură știință care să spună, domnule, noi avem toate răspunsurile. Psihologia, psihiatria, sociologia, teologia, sunt doar părți. Deci pricepem doar anumite părți din uh, această chestiune extrem de complexă și fiecare dintre aceste specialități, dintre acești specialiști, își are propriul propriul său loc. Sigur, există această știință, știință nouă apărută, suicidologia, care încearcă să înglobeze toate aceste uh, contribuții din, uh, din partea uh, diferitelor științe. E bine, pornim în această teorie a incapacității de coping de la premiza că indivizii care au dezvoltat ideația suicidară nu sunt cu absolut nimic deosebiți de restul indivizilor. Practic, aceleași întâmplări, aceleași evenimente. Aceleași circumstanțe, vorbe, priviri sau situații care pentru toți ceilalți nu par a ridica probleme deosebite, pentru individul aflat în situația de incapacitate de coping, care poate fi inclusiv temporară, da? gândiți-vă la picătura care umple paharul, e o situație temporară, poate reprezenta începutul ideației suicidare. Mi-am imaginat această situație sub forma grafică a unui individ care, la fel ca oricare altul, se confruntă în cercul existenței sale, cu diverse întâmplări, cărora, până la un punct, grație experienței dobândite prin prisma interacțiunilor sociale anterioare, învățăm să mergem, învățăm să ne raportăm, învățăm să gestionăm conflictele într-un anumit fel, pe baza interacțiunii pe care le avem. Da? E bine, până la un anumit moment, suntem capacitați, grație acestei interacțiuni, să facem fața acelor probleme. Ulterior, însă, nivelul de dificultate devine un pic mai ridicat. Vedeți același cerc dar vedem niște cărămizi care se adună. Da? Problemele ajung să se acumuleze fără a fi gestionate corespunzător de individul respectiv. Până când individul e adus încet, încet, în punctul în care e împiedicat de aceste probleme să mai poată vedea și altceva decât propriile limitări, propriile probleme, propriile provocări. Practic, acesta este momentul în care cercul devine încet, încet, încet devine turn. Da? Se înalță, devine turn Momentul în care limitele devin mai evidente decât oportunitățile și slăbiciunile lui, decât capacitățile și forța de a merge mai departe. E momentul în care încep să apară gânduri, precum neputința, epuizarea, oboseala de a lupta, percepția aceasta subiectivă, că a ajuns la capătul puterilor, că se confruntă cu o lipsă aproape totală a alternativelor. Deci nu mai am niciun fel de alternativă, că a epuizat toate variantele și soluțiile la care s-a putut gândi, și implicit că e incapabil să vadă și alte soluții de scăpare și să găsească drumul cel bun. Practic, orice alt eveniment sau provocare cu care se confruntă în acel moment nu face altceva decât să adauge noi cărămizi la construcția turnului care obturează orice perspectivă a realității, da? a modalităților de, de soluționare. Este momentul în care simte că toate perspectivele sunt sumbre. Orizontul lui s-a întunecat dintr-o dată, s-a înnegrit complet. Acesta este momentul de apogeu al stării pe care uh, o numim incapacitate de coping, stare pe care suicidariu identifică în numeroase feluri. De exemplu, incapacitatea de a face față situației sau problemelor, de a vedea și altceva decât greutăți, de a găsi motive pentru a trăi, de a vedea un viitor, de a gestiona fie problemele trecutului, fie situația cu care se confruntă sau, de ce nu, ambele. Apoi, uh, incapacitatea de a. Găsi și de a dispune de forța de a merge mai departe. Imposibilitatea de a fi puternic la nesfârșit. Da? Deci pur și simplu nu pot să fiu puternic la nesfârșit. De a se aduna, de a găsi soluții să poată trece peste tăvălugul acelor evenimente traumatizante. Și în fine, incapacitatea de a continua lupta. E momentul în care oamenii ajung și în acest punct simt că nu mai suportă, că s-au săturat de toate problemele, că ceva s-a rupt și nu mai poate fi reparat, cum spuneau ei, că se simt înfrânți. Speranța le-a dispărut aproape total, iar în locul ei se instalează deznădejdea. Unii dintre suicidari realizează în acele momente că nu este bine ceea ce vor, respectiv să-și pună capăt zilelor, însă tot ceea ce pot vedea în viața lor e neputința de a continua o existență pe care o consideră de nesuportat. Mulți dintre ei, de fapt, nu aleg moartea, ci doar vor să pună capăt unui șir de experiență, unei dureri pe care o consideră de nesuportat, unei vieți pe care o consideră mai rea decât moartea. Practic, îndrăznesc să afirm că ei nu resping viața, ci doar acea viață. Odată ajungi, sau mai degrabă închiși în turn, atunci când viața pe care o trăiesc ajunge să devină sau să fie considerată un iad sau un coșmar, moartea Apare mai fermecătoare decât oricând, mai seducătoare decât oricând, iar sinuciderea le apare acestor oameni ca unica ieșire dintr-o existență pe care pur și simplu nu o mai vor. Moartea ajunge să fie privită în sufletul lor în două feluri. Din perspectivă pozitivă, moartea apare ca o eliberare, ca o modalitate de ieșire dintr-o prăpastie în care au rătăcit pentru prea mult timp, ca o modalitate de a evada într-o lume mai bună în care speră să-și găsească în sfârșit liniștea, confortul, libertatea, sentimentul de ușurare și de eliberare după care au tânjit prea mult timp. Cea de-a doua perspectivă, din perspectivă negativă, moartea apare ca o modalitate de oprire a suferinței. Pur și simplu îi pun capăt suferinței. Ca o încercare, dacă vreți, extrem de seducătoare, de a scăpa de durere, de probleme, sau măcar de a se ascunde de acestea, de a dispărea, de a înceta să existe astfel încât să nu mai poată simți nimic, să uite de toate, să nu-i mai doar atât de mult fiecare minut de existență. În cea de-a patra ilustrație, aici nu m-am putut hotărâ între un desen sau altul, am avut două persoane care au lucrat independent și mi-au plăcut ambele, așa că cea de-a patra ilustrație de fapt una dublă, se poate vedea și cum înțelegem soluționarea acestei probleme. Din punctul nostru de vedere, modalitatea cea mai eficientă este de a soluționa problema, este una tot socială, deci exogena, exterioară a individului, sosită la individ din exterior. Practic, de ce e nevoie? E nevoie ca în turnul ridicat să se creeze o breșă din exterior. Dacă vă uitați la zidul acesta, cărămizile sunt sparte din exterior spre interior. Dar de ce din exterior? Pentru că din interior e imposibil. Individul, amintiți-vă, este prea secătuit de resursele lui interioare pentru a putea face lucrul acesta singur. Și atunci are nevoie nu, de ajutor din exterior, astfel încât să poată ajunge să întrezărească din nou speranța și viața existentă dincolo de zidurile ridicate pe fundamentul cercului său existențial, ca să pot să continue această analogie. Practic nu înseamnă că viața nu există dincolo de cercul lui, ci doar că îi este obturată perspectiva de problemele care îi pur și simplu îi întunecă această, această viziune. Nu mai poate vedea altceva. E, soluția, dacă vreți, ar reprezenta o capacitatea lor sau asistarea lor în a-și gestiona eficient problemele cu care se confruntă. Uh, indiferent de natura acestora, de la probleme relaționale, nu m-am certat cu soția, ok, îmi pun capăt zilelor Bun, hai să vedem cum te poți împăca cu ea. Da? Am călcat pe bec, ok. Nu mai poți repara becul, dar poți face ceva, nu să găsești din nou lumină, poți găsi o soluție la, la problema ta. Iar dacă nu o găsești, nu înseamnă că nu există. Înseamnă doar că n-am căutat-o suficient. Uh, Ei, hey, uh, pot fi asistați oamenii ăștia să și soluționeze problemele, inclusiv cele care țin de partea aceasta uh, mentală, dacă vreți, de sănătatea mentală, cu sprijinul competent al specialiștilor în domeniu, la care ar fi indicat să încurajăm să apeleze și al uh, mijloacelor existente. În mod firesc, pentru că lucrurile pe care noi, ca indivizi, le putem face în viața sau pentru acești oameni sunt relativ limitate. Uh, incomparabil mai puține cu cele pe care le poate face o întreagă societate, am încercat să pun cap la cap toate aceste informații pentru a identifica o serie de soluții care să stea la baza unei posibile strategii de prevenire a sinuciderii aplicabilă în mod realist în contextul românesc. Uh, ele vizează o serie de aspecte foarte practice, punctuale, care privesc diversele autorități publice, serviciile de prevenire, uh, accesul la servicii de igienă mentală, educație, formarea voluntarilor domeniul acesta audiovizual, pentru că suntem influențați, fără să vrem, fără să ne dăm seama de acest domeniu audiovizual. De asemenea, supra-solicitarea personalului sau sindromul de burnout, accesul la mijloacele tale și poate cel mai important aspect, identificarea și promovarea factorilor de protecție la nivel local. Da? Deci să vedem care sunt factorii de risc, să acționăm asupra acestor factori de risc pentru a-i scădea, să vedem care sunt factorii de protecție. De exemplu, faci sport, faci mișcare, nu? organismul eliberează endorfine, te simți mai bine, e un antidepresiv natural, păstrează-ți mintea și timpul ocupate. Nu Vedem care sunt factorii de protecție și să încercăm să-i creștem pe aceștia. Închei cu o serie de imagini care arată cum pot fi prevenite sinuciderile în diverse locații prin simpla instalarea unor bariere antisuicide. De exemplu, la metrou e una dintre temele care mă frământă în ultima perioadă. La metrou, numărul cazurilor înregistrate este mare în mai toate metropolele și sper din tot sufletul ca viitorul metrou din Cluj să nu se alăture și el listei. Aici, de exemplu, vedeți imagini de la metroul din Torino, unde practic e imposibil să te arunci înaintea trenului. Este metroul meu favorit din punctul ăsta de vedere, sincer. La fel, imagini cu bariere antisuicid, tot de la metroul din Torino, dar și din alte orașe din Franța, Japonia, Corea. De asemenea, prin astfel de măsuri relativ simple pot fi prevenite sinucidele prin precipitare de pe diversele clădiri înalte. Sunt șocat să văd cum oamenii se duc pur și simplu în clădiri emblematice pentru aceasta și au acces pe terasă. E pur și simplu fără, sunt fără cuvinte. Iată, pot fi prevenite, nu de pe diversele clădiri înalte, hoteluri, spitale, instituții, sau ca în imaginea de față de pe poduri, și ele foarte frecvente, dacă ne gândim, de exemplu, doar la cele de pe podul Basarab din București, unde au fost iarăși cazuri. De asemenea, prin alte măsuri foarte simple, dar eficiente, afișarea în, în, în zonele vulnerabile a unui mesaj de promovare a unui tel verde de intervenție în criză sau chiar montarea unui astfel de post telefonic în așa numitele puncte negre pe harta sinuciderilor din diversele localități, cum e, de exemplu, numărul 116123, care e prezent în mai multe țări europene, aveți un astfel de tel verde și în Cluj și este extraordinar lucrul acesta. Este disponibil între 7 seara și 7 dimineața, numărul de telefon este 0800 801 200, deci 0800 801 200. Și, în fine, exemplare din viața de zi cu zi pot continua... Ideea e că ați înțeles, practic, ele pot continua cu limitarea accesului la mijloace sau la metode, otrăvuri, substanțe corozive, medicamente în cantitate semnificativă. Nu mai vorbesc despre arme de foc, frânghii, cabluri de remorcare și așa mai departe. În fine, mă opresc aici cu mulțumiri pentru că m-ați ascultat. În măsura în care sunteți interesați de mai multe detalii, le puteți găsi și în câteva dintre lucrările expuse și, sigur, dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! S-au adunat ceva întrebări, așa că îți propun să luăm un loc <laughs> să te mai odihnești și tu un pic. Uh, mulțumim pentru toate întrebările pe care le-ați trimis deja, mai este timp, așa că uh, mai putem completa cu ele. Nu voi începe cu cea mai votată, pentru că este și cea mai dificilă. Dar spun o întrebare la care știu deja răspunsul, <laughs> pentru că am vorbit despre asta. Dar există un interes în zona asta și poate că merită explica de ce nu ai menționat încă asemenea date. Care sunt statisticile pe parcursul pandemiei? Există informații din punctul acesta de vedere. Ele însă sunt mai ales din, din exteriorul țării. Din câte știu eu, cele două surse de date nu au de la noi, vorbind de INML, și de cealaltă instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, nu au emis încă rapoarte. Cel mai vechi raport al NML este din 2019. Pe de altă parte, e de înțeles, în contextul acesta pandemic, lumea este ocupată cu gestionarea pandemiei și mai puțin cu, cu chestiunile astea. Vom vedea. În țările din afara din afară, se pare că lucrurile nu sunt deloc roz. Deci perioada aceasta a pandemiei a coincis cu o creștere a suicidalității. Și e explicabil, pentru că oamenii sunt, au mai mult timp liber, petrec mai mult timp în compania celorlalți și inevitabil apar tot felul de conflicte. Se acutizează niște conflicte peste care poate trecem mai ușor dacă avem activități și suntem implicați în activități de zi cu zi. Gândiți-vă doar la celălalt grafic pe care vi l-am arătat cu uh, sezonalitatea sinuciderilor. Da? Una dintre perioadele de vârf uh, pe cuprinsul unui an o reprezintă lunile de vară. Ce în lunile de vară? Păi, nu știu, concediile. Mm. Da? Petrecem mai mult timp alături de uh, partenerul de viață, alături de familie. Uh, ok, și asta e factor de risc sau factor... <laughs> E discutabil, da? Dar gândiți-vă cum arată viața unei familii în mod obișnuit. Dimineața la serviciu, petreci mai mult timp la serviciu decât acasă, da? Te întorci acasă, cum a fost ziua ta, foarte frumos, copilul a mâncat, și-a făcut lecțiile, nu știu ce, a trecut ziua. Da? În concediu, chestiile astea dispar. Ești tu cu el toată ziua. Și apar micile frecușuri. Pe teme absolut banale, da? Pasta de dinți, că ai lăsat colacul de la toaletă ridicat sau alte alte trăznai de genul acesta. Da? Deci, apar tot felul de conflicte, și din. Uh, poate fi acea picătură care a, care a umplut paharul. E, în contextul acesta pandemic, lucrurile, sigur, sunt și mai complicate. Gândiți-vă la teama de moarte, gândiți-vă la uh, toată uh, nebunia care a înconjurat fenomenul la debut când erau mașini armata pe străzi, mașini uh, cu megafoane, se intona imnul național, oamenii luați cu izolete. Deci, categoric chestiile astea n-au, contribuit la diminuarea riscului suicidar, ba din potrivă, da? Toată goana după drojdie la supermarket. Și gândiți-vă la toate acele lucruri care au fost. Tot nu mă duc la cea mai votată, pe aia lăsăm un pic mai încolo, dar următoarea cea mai votată uh, se referă la Sinuciderea asistată și eutanasie. Cum ne raportăm la acestea? N-ai scăpat. <laughs> uh, nu, nu vreau să scap. Numai că e o întrebare uh, extrem de complexă. Răspunsul este și mai complex. Uh, e, o, e o problemă cumva diferită de, de sinucidere. Sinuciderea asistată. Vedeți, uh, pentru a înțelege chestiunea asta, iarăși revenim la ideea de... Uh, dreptul asupra vieții, dacă sunt proprietar asupra vieții sau doar administrator asupra vieții. Indiferent de conceptul pe care îl avem, trebuie să înțelegem că oamenii recurg la uh, această eutanasie sau sinucidere asistată. Sigur, există o diferență între eutanasie și sinucidere asistată. Eutanasia este făcută în general de alte persoane la cererea respectivului sau a uh, membrilor familiei atunci când respectivul este, nu este conștient, iar sinuciderea asistată, practic, ești instruit să faci chestiunea asta de personal calificat, care nu intervine, da? dar se asigură că, mă rog, are loc decesul. Problema e, e foarte spinoasă din punctul ăsta de vedere, pentru că, vedeți, oamenii se gândesc la calitatea vieții. Fac chestiunea asta pentru că viața mea nu este una de calitate, pentru că uh, încep să-mi pierd în capacități, pentru că vreau o moarte demnă și așa mai departe. Ce înseamnă însă o moarte demnă? Ce înseamnă o viață demnă? Sincer, uh, există foarte multe documentare pe care le puteți viziona pe, uh, pe diverse site-uri online uh, referitoare la chestiunea asta. Urmăriți și ce se întâmplă cu membrii acelor familii. Da? Cineva pur și simplu decide să facă chestiunea asta, știe că familia se va împotrivi și decide să nu le spună. În urma lor rămân oameni traumatizați, traumatizați pentru tot restul vieții. Da? Gândiți-vă că, la fel ca și în cazul sinuciderii, practic îi expunem pe cei care rămân în urmă unui risc colosal. Deci oamenii supraviețuitori unor sinucigași au un risc de a se sinucide mult mai mare comparativ cu, cu ceilalți. Da? Suntem dispuși să să facem chestiunea asta? O să spuneți, suferă persoana respectivă. Sigur, putea să fie un argument lucrul acesta în urmă cu niște decenii. Acum însă există tot felul de, de uh, tratamente, există tot felul de painkillere uh, care să gestioneze durerea respectivilor. Uh, și uh, lucrurile acestea pot fi ținute sub control, astfel încât uh, respectivul să poată avea o moarte demnă. Vreau doar să vă gândiți la chestiunea asta. Două imagini, da? O persoană care decide să moară, face lucrul ăsta de parte de familie sau împreună cu familia, uh, da? Și sunt liniștiți că au scăpat de schimba pe împărși sau de, uh, nu știu, uh, auzit uh, vaete, suferințe reale, reale, da? Și a doua imagine a unui om care Uh, în ciuda suferinței, și ia medicația, pentru că există tratamente eficiente din punctul ăsta de vedere, uh, există hospisuri în care persoanele acestea sunt îngrijite. Am văzut uh, imagini de uh, centre de îngrijiri paliative, uh, în care uh, bolnavii în faze terminale sunt tratați exact ca niște staruri. Nu au bucătari, au șefi, master șefi, da? Și uh, meniul este adaptat la uh, nevoile lor, pentru că de multe ori oamenii ăștia nici nu mai pot mesteca. Deci este blenduit, dar prezentat cu gust, astfel încât ei să se poată bucura de ultimele momente din viață. Uh, nu pot merge, uh, nu pot ieși, nu se pot bucura de soare și nicio problemă. Avem paturi cu roții, scoatem în grădină, sunt adaptate. Deci există variante. Care dintre aceste uh, finaluri este mai demn? Cel în care stai alături de membrii familiei, uh, cel în care uh, îi poți arăta unui astfel de uh, individ care este pe patul de moarte că îl iubești, că ești alături până la sfârșit, da? cel în care se îmbărătează unul pe celălalt sau celălalt, în care e discutabilă chestiunea. Eu unul sunt pro-life, n-am cum să fiu altfel decât pro-life. Pentru că ai menționat faptul că uh, atunci când se ia asemenea decizie, se riscă traumatizarea persoanelor care rămân în urmă. Există aici o întrebare printre altele care spune așa, ar trebui să ne asumăm vina că am fi putut face mai mult pentru prieteni, cunoștințe, apropiați, familie care s-au sinucis? E o întrebare. Pentru că cred că se poartă vina asta, se poartă vina asta că poate ar fi trebuit rămâne, să insist mai mult, rămâne, că poate ar fi trebuit să facă altfel, Să-l duc altundeva, nu știu. Rămâne întotdeauna. Deci, indiferent, chiar și atunci când știi că ai făcut tot ce a ținut de tine, tot rămâne acel ceva care te, te zgândă. Cel puțin din interacțiunile pe care le-am văzut eu. Ce pot să vă spun însă este că sinuciderea este un act extrem de personal. Este bazată pe o decizie extrem de personală. Poți să faci orice îi face, absolut tot. Da? Și totuși, persoana dragă de lângă tine să clacheze și totuși să facă lucrul acesta. Eu n-aș încuraja pe nimeni să se gândească la, la chestiunea. Aia. Pur și simplu să încercăm să facem tot ceea ce ține de noi și în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, să încercăm să căutăm ajutor emoțional, ajutor psihologic, ajutor specializat. Să nu trecem singuri prin chestiunea asta. Și nu mă refer când zic de ajutor specializat, nu mă refer neapărat la, nu exclusiv, să mergi la un psiholog, la un psihoterapeut, la un psihiatru. Psihiatru este medic, da? Deci, în primul rând, este medic. Poate vedea dacă există niște probleme de genul acesta. Mă refer și la mersul în cercuri de prieteni, mă refer la mersul la biserică, da? La un grup de sprijin care să știe prin ce treci și să încerce să, să te mângâie. Sigur, există acele momente în care permanent vei rămâne singur, noaptea târziu acasă în așternutul tău și atunci te vei întreba dacă aș fi putut face ceva mai mult. Probabil că nu, pentru că atunci când există dragoste, când există dedicare față de persoana dragă din, din viața ta, probabil că deja ai făcut ceea ce puteai să faci. Sau dacă n-ai făcut... Nu ai făcut-o nu pentru că ai vrut să nu faci mai mult, ci că pentru că de foarte multe ori aceste uh, chestiuni intervin în momente în care nu ne așteptăm. Adică, dacă am fi știut ce s-ar fi întâmplat, cu siguranță deciziile noastre ar fi fost altele, cu siguranță ți-ai fi luat liber de la serviciu în ziua respectivă, cu siguranță ai făcut, dar nu știu, tu ai luat deciziile în momentul acela, pe baza informațiilor pe care le aveai atunci. Da? Deci, Încurajați să, să uh, alungați gândul ăsta de la voi și să încercați să căutați sprijin, să mergeți alături de, de persoane care vă pot oferi acest sprijin emoțional. Hmm. Pentru că spuneam și la început că în realitatea asta suicidului devine din ce în ce mai prezentă și mai apropiată de noi. Uh, cel mai probabil avem tangențe cu oameni care au trecut pe acolo. O întrebare care mie mi se pare pertinentă spune așa, cum poți iubi sau îngriji cel mai bine un om care are asemenea tendințe suicidare? Cum ar trebui să ne comportăm? Cred că uneori suntem și stânjeniți. Nu știi ce să-i spui, nu știi cum să-l încurajezi, ce să-i faci, ce să nu-i faci. Umbli ca pe ace. Și atunci, practic, în viața de zi cu zi, dacă noi cei de aici avem asemenea prieteni, cum să iubim, cum să-i ajutăm, pur și simplu în prietenia noastră. Una dintre chestiunile care uh, mă surprind uh, este că atunci când apare un astfel de caz, chiar, uh, să zicem, tentativă uh, de suicid finalizată cu internare, omul revine acasă, uh, toată lumea se comportă de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, ca să nu-i dea idei. Uh, ideile deja există o veste proastă. Ideile astea deja există. Uh, discuția onestă, discuția directă, discuția sigur într-o manieră nejudecativă, dacă vreți, uh, fără să, să judecăm, pur și simplu să, să încercăm să înțelegem uh, prin, ce, prin ce trece respectivul, uh, iarăși să-i arătăm uh, cât de mult ar însemna pentru noi viața fără persoana respectivă. Adică, cred că contează foarte mult și din persoanele cu care am interacționat, pur și simplu gândul, dorința ta de a soluționa, de a aduce liniștea în suflet e atât de mare încât de multe ori nici nu te gândești la faptul că alături de tine rămân și ceilalți. Ceilalți, la rândul lor, nu vorbesc despre asta pentru că consideră că este traumatizant și poate fi traumatizant. E, e o traumă în sine. Dar cred că e important să vorbim cu ei. Mai mult decât atât, să luăm legătura, să cerem ajutor, să-i încurajăm pe oamenii ăștia să ceară ajutor. Pentru că trăim într-o societate în care încă n-am depășit miturile astea că ești nebun dacă mergi la psihiatru sau la, la psiholog. Da, adică ce facem? Pentru că aici cred că se leagă cele două întrebări. Posibil, ce facem când oamenii ăștia apropiați din viața noastră nu vor să accepte ajutor specializat? Cred că, cred că atunci intervine și mai tare sentimentul de vinovăție dacă se întâmplă ceva. În momentul în care există uh, indicii clare, da, indicii clare că o astfel de persoană are intenții clare, uh, are mijloacele, are planul pus la, pus la cale. Uh, se poate recurge inclusiv la acea internare nevoluntară. Sigur, vă va urâ dacă faceți chestiunea asta. Dar credeți-mă că preferați să vă urască după aceea decât să nu mai fie. Da, acordați șansa aceasta, pentru că e vorba de o șansă da, să primească ajutor specializat. Uh, apoi uh, vorbim și de, acces, de, de uh, accesul la mijloace. Uh, am recomandat la un moment dat unei persoane din viața mea, cunoscut, să meargă la psihiatru și să urmeze, mă rog, tratament. N-a avut încredere, mă rog, până la urmă l-am trimis la un amic din domeniul acesta. Amicul i-a dat tratamentul pe trei luni, în condițiile în care a avut tentativă de suicid cu medicamente. Ok, pot exista astfel de cazuri, dar noastră, ca membri ai familiei, dați-le pe rând. Dar, mai ales dacă știți, restrângeți accesul la mijloace. Uh, am avut un amic, a venit uh, la un hotel din uh, București și a comandat o cameră cu balcon și spunea că nu poate să iasă pe balcon din pricina politicii antisuicid a uh, hotelului. Da, Pur și simplu era imposibil să ieși pe balcon. Iată! e împiedicat nu? să aibă acces la, la chestiunea asta. O să spuneți, poate va găsi altă cale. Da, ok, dar exact cum se întâmplă cu un copil mic pe care încerci să-l împiedici să se rovească de masă, de ușă și așa mai departe, practic trebuie aceeași grijă avută și cu un astfel de, de suicidar. Și n-aș înceta să-l să încurajez să meargă să discute cu un, cu un specialist în domeniul acesta. Există ceva ce vrei să adaugi? Este o întrebare foarte similară și presupun că vine din partea unui părinte. Cum poți ajuta un adolescent sau tânăr să treacă peste acest gând? Există ceva ce vrea să dau? Ce ne-ai zis până acum? În privința Părinților... adolescenților, lucrurile sunt un pic mai delicate pentru că adolescentul este persoana care se află cumva prinsă între două lumi, lumea copilăriei în care nu se mai regăsește și lumea adulților în care iarăși nu se simte integrat pe deplin. Sunt persoane care lucrează cu adolescenții. Aici, din punctul acesta de vedere, eu l-aș încuraja și aș insista pe, pe chestiunea asta cu păstrează-ți mintea și timpul ocupate. Adică, sigur, în momentul în care nu Merge, pur și simplu, nu vorbim de o afecțiune care trebuie ținută sub control. Vorbim pur și simplu de o idee care poate apărea dintr-un spirit de răzvrătire și așa mai departe, pentru că există spiritul ăsta de rebeliune cumva la, la adolescenți. Dar aș încerca să aflu care sunt chestiunile care îi fac plăcere și să-l încurajez să meargă, să investească în acele direcții. Uh, pentru că există foarte multe oportunități de petrecere a timpului liber. Aș face aici o analogie cu uh, o altă chestiune, consumul de, de droguri. Uh, amicii mei din Islanda uh, trăiau într-o societate în care adolescenții consumau foarte mult. Și atunci și-au dat seama că uh, prea multul timp liber era unul dintre factorii care. Uh, contribuiau la chestiunea asta. Și au încurajat să facă sport, da? i-au încurajat să învețe să cânte la un instrument. Cred că chestiunile astea contribuie și la noi și sunt studii care arată, de exemplu, că dacă faci sport, conținutul acelor așa numiți hormoni ai fericirii crește, da? Deci e un antidepresiv natural. De ce n-am face chestiunea asta? În momentul în care faci sport, sigur, pot apărea și în succese, dar se consolidează, se, re... se consolidează și relații cu ceilalți, mai ales dacă e un sport de echipă sau ceva care să-l ajute să-și consume energia, să facă ceva util, ceva plăcut. Apoi sunt și acele chestiuni care țin de, de partea asta de relaționare. Adică e foarte greu, dacă ai avut o relație distantă cu copilul tău toată perioada copilăriei, să te aștepți de la el ca dintr-o dată peste noapte să aibă încrederea, deschiderea să vorbească cu tine chestiuni de genul ăsta. Dar poate are un închi, o mătușă mai apropiată. Vorbește cu el, spune chestiunile astea și încurajează-l pe respectivul să petreacă mai mult timp cu el, zilnic, făcând activități care uh, îi fac plăcere și care să se afle sub supravegherea unui, uh, unui adult. Deci păstrați-i timpul și mintea ocupate, Asta ar fi... Mai există o întrebare interesantă, și apoi voi migra spre cele un pic mai, uh, mai intense. Cât de mult afectează social media rata de suicid? Dacă ai vreo idee, dacă ai da. văzut lucrul ăsta în cercetările tale, uh, cât de periculos poate deveni acest instrument din acest punct de vedere? Este. Uh, din păcate, este internetul, în general, este un loc în care putem găsi absolut orice. Putem găsi și grupuri de sprijin, putem găsi și uh, specialiști online dornici să intervină, să ofere din timpul lor uh, și în Cluj, și în București, și în Chișinău Există astfel de inițiative. În același timp însă este și locul în care poți găsi detaliate cu lux de amănunte cele mai năstrușnice chestiuni. Uh, Există studii care arată că... studii făcute pe țări cum e cazul Japoniei, de exemplu. Sunt grupuri de oameni care discută despre chestiunea asta, plănuiesc, oameni care nu s-au văzut niciodată în viață până atunci, până în momentul în care se hotărăsc să meargă împreună să, să se sinucidă. Deci este și cu bune și cu rele. Toate sunt acolo. Cred că depinde și de noi ca societate să încercăm să încurajăm, nu să facem publice demersurile bune existente. Iarăși putem să aruncăm un ochi din când în când, nu e un spionaj, să putem arunca din când în când pe istoricul de browsing, da? paginile de internet pe care își petrece timpul copilului, să putem să discutăm din când în când anumite, anumite chestiuni. Mai ales dacă vorbim de adolescenți, mă îndoiesc un adolescent ca să reiau un pic ideea de mai devreme, că ei sunt foarte adesea cu social media. Deci social media, da, are o influență, poate avea o influență benefică sau din potrivă, dar dacă vorbim de adolescenți, un adolescent nu va vrea să citească foarte mult decât anumite tipuri de adolescenți. Adică ei sunt cu conținuturi online, sunt cu social media, sunt cu tot felul de, de site-uri de care îmi dau seama că aud din ce în ce mai puțin, cu cât înaintez în vârstă. Dar putem să căutăm la rândul nostru niște resurse, putem să căutăm niște resurse și să le lăsăm calculatorul deschis la acele resurse, dacă știm că îi interesează. Nu o să facă niciodată chestiunea asta dacă îi spui, uite-te la chestia asta. Nu. E ca atunci când lași o carte pe marginea biroului, o carte despre, nu știu, orice alt subiect mai mult sau mai puțin controversat, și o va găsi și o va frunzări și na uh, da, e nevoie și, de, și aici de responsabilitate clar, clar influențează crește presiunea socială nu doar la adolescenți mai mult uh, sau comparația care te duce la frustrare la eșec, la nu știu ai reușit să observi lucrurile astea din uzul de social media Normal că ne raportăm permanent la, la ceilalți și sunt paradoxuri pe care le, le vedem. Sunt oameni care își dau toți bănuții lor, tineri care își dau tot, toți bănuții lor pentru a arăta ca niște miliardari. În același timp te uiți la miliardari și vezi că îi se îmbracă în același tricou și nu vor să arate ca niște miliardari. Dar da, vrem să fim prezenți cât mai mult în social media, vrem să fim acolo, dacă nu suntem acolo, totul se rezumă la popularitate, la like-uri. Câte like-uri am pentru postarea asta? Da, evident. E o societate, o realitate cu care va trebui să ne obișnim din ce în ce mai mult. Fac tranziția înspre întrebările, cum am zis, un pic mai intense uh, și încep cu una ușurică. Există un aport direct al credinței creștine în limitarea cazurilor de suicid și al favorizării sănătății mentale? Eu zic că da. Există categoric. Gândiți-vă numai la faptul că în momentul în care te simți neînțeles de toți ceilalți oameni, Dumnezeu este altfel. Ai nevoie de ajutor, dar nimeni nu te poate ajuta. Dumnezeu este atotputernic. Uh, mai mult decât atât. Sunt tot felul de studii care arată că practicarea a ceea ce numim noi discipline creștine ajută uh, cântatul în comun. Da? Doar exemplul ăsta cu cântatul. Uh, are un rol fantastic. Deci gândiți-vă, ești trist, cânti. Da? Nu înseamnă că problema ta s-a rezolvat. Pur și simplu te simți altfel. Da? Te simți înțeles, relaționezi, rezonezi cu versurile unei uh, melodii. Uh, chiar se vorbește despre așa-numitul theme song, o temă muzicală, un cântec pe care îl asculți din nou și din nou în momentul în care te simți stris. Și aici aș, uh, aș fi iarăși foarte atent la mesajul pe care îl transmită un cântec sau altul, pentru că contează și direcția, direcția asta. E În biserică, în general, în mediul acesta creștin, Cântecele n-au un mesaj decât pro-life, pentru că nu poți să fii altfel decât pro-life. Apoi lectura, da? biblioterapia, e o formă de terapie, cum să nu? Există chiar studii, Harold Koenig este unul dintre cei care au condus un astfel de studiu, care au încercat să compare grupurile de creștini cu grupuri de necreștini, la o primă vedere n-a văzut mari diferențe, după care și-a dat seama că stai un pic, trebuie să definim un pic parametric, ce înseamnă creștin, ce înseamnă necreștin, da, creștini practicanți și necreștini sau nepracticanți și a văzut că există diferențe fantastice. Problema însă în privința creștinilor practicanți este că pot fi mai repede deprimați atunci când sunt bolnavi fizic. Pentru că te aștepți ca Dumnezeu să răspundă la rugăciuni și uneori răspunsul lui Dumnezeu nu înseamnă că nu există. Poate să fie nu. Trebuie să treci prin boală. Dar vezi, chiar și aici este avantajul acesta că eu, nu știu ce Biblia a citit dumneavoastră, dar în Biblia mea nu scrie nicăieri că Dumnezeu ne-a promis că în momentul în care vom crede în El vom fi feriți de probleme, de încercări. Din potrivă. Scrie că veți trece prin Suferințe prin încercări, dar îndrăzniți că ci-am Noi lumea. Deci avem cumva promisiunea că nu suntem singuri în toată această încercare, chiar dacă fizic vorbind, da, pare că suntem, că suntem singuri. Vreau să complementez la discuția asta cu uh, încă o întrebare uh, din punctul ăsta de vedere, pentru că se leagă de ce tocmai ai zis. De ce Dumnezeu nu înlătură problemele care îi determină pe oameni să se sinucidă? tocmai ai spus că cer să ți se termine o boală și Dumnezeu poate zice nu și El îți spune că îți dă resursele necesare să treci pe acolo. Și totuși, întrebarea asta are o nuanță interesantă. De ce Dumnezeu nu înătură problemele care știe că îi va determina pe oameni să recurgă la acest gest? E unul dintre lucrurile care pe mine m-a fascinat cel mai mult și la, la credința creștină. Um... Faptul că Dumnezeu, de multe ori, acționează într-un mod paradoxal, pe care nu, nu pur și simplu nu le înțelegem. De ce Dumnezeu a hotărât nu ca noi să murim, ci să-L trimită pe Hristos să moară în locul nostru? E pur și simplu irațional, deci nu, nu are niciun sens. De ce? Și totuși El a făcut lucrul ăsta. De ce Dumnezeu nu ne-a creat roboți da? să nu păcătuim? ne-a creat cu liberul arbitru cumva să avem posibilitatea de a alege, inclusiv să păcătuim, dacă vrem. Nu? Uh, umblarea în el presupune cumva un efort constant și din partea noastră, presupune uh, o sumă constantă de eșecuri pe care ni le asumăm și din care învățăm sau nu, mai devreme sau mai târziu. Dar ce mă surprinde pe mine în toată povestea asta este că Dumnezeu continuă să ne iubească, în ciuda tuturor acestor eșecuri. Deci, dacă aș găsi răspunsul la întrebarea asta, de ce Dumnezeu nu înlătură tot ce este rău în lume, credeți-mă că m-aș considera extrem de fericit. Mă tem însă că nu există un răspuns. Răul există în lume, răul este tolerat da? cel puțin până la un anumit punct. Dincolo de toate, însă, v-aș încuraja să priviți nu la răul din lume, v-aș îndemna să priviți la faptul că Dumnezeu este alături de noi în mijlocul acestor întâmplări, în mijlocul acestor suferințe și chiar și atunci când suntem căzuți, jos da? de tot, știm că nu suntem fără speranță, pentru că Hristos este Dumnezeul care ne este alături și... E un, e un verset care, un paragraf, de fapt, dintr-un dintr verset care mă fascinează în toată povestea asta. Spune, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, Nu știu dacă percepeți nuanța. Deci, nădăjduind sperând împotriva oricărei speranțe. Deci, chiar și dacă nu este nicio speranță, nu, totuși sperăm. De ce sperăm? Nu pentru că lumea este un loc bun, ci pentru că Dumnezeu este bun în mijlocul acestei lume așa cum, cum e. Mm. Unii ne mai tare și suntem genul de oameni care ne rugăm ca Dumnezeu să adauge zile la viața noastră, că ne place viața. Alții sunt în partea opusă. Și există o întrebare aici. E păcat să te rogi, când... e păcat să, te să ți se termine viața mai repede? Ok. E a doua cea mai votată întrebare. <laughs> a trebuit să o pun. Răspunsul onest la întrebarea asta este nu știu. Hmm. Ce știu însă este că există oameni pe care noi îi considerăm eroi ai credinței. Ați auzit de Ilie, profetul Ilie. La un moment dat, Ilie se roagă, Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Mai mult decât atât, mă gândesc chiar la episodul din Grădina Ghețimani, în care Mântuitorul nu se roagă să ia viața Dumnezeu, dar se roagă ca Dumnezeu, dacă este după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă să se îndepărteze de la el paharul acesta al suferințelor pe care le întrezărea, cu care avea să se confrunte. Cred că este cumva în natura noastră. Cred că și dacă apar astfel de situații, Dumnezeu înțelege. Deci cred că poate să privească dincolo de, de cuvinte, dincolo de, de starea noastră, dincolo de a fi sau a nu fi păcat. Pur și simplu l-am văzut pe Iov și l-am perceput atât de, atât de uman. Pur și simplu, dacă citiți cartea Iov și vă încurajez să o faceți, Iov este... Mă impresionează de fiecare dată să-l văd cum pur și simplu se ia de brăcinar cu Dumnezeu. Mm. Se ia de guler cu el și na, pur și simplu se ceartă cu Dumnezeu. Sigur, reacția lui Dumnezeu este una pe măsură, dar mi-e greu să cred că Dumnezeu s-a supărat pe Iov pentru că a fost onest și i-a spus tot ce a avut pe suflet. Am, am avut o perioadă în, la începuturile vieții mele de credință când credeam că e important să fiu într-un anumit fel. După care mi-am dat seama că Dumnezeu este sus, Dumnezeu știe ce este în inima mea în mod real și chiar dacă eu încerc să fiu într-un anumit fel, cred că apreciază mai mult dacă sunt sincer și îi spun tot ce am pe suflet, chiar dacă poate părea uneori... Chiar irreverențios. Dar onestitatea cu care vin, cu care mă raportez la el, știind că el este viu, este acolo, este prezent, cred că contează mai mult decât dacă fac sau nu uh, lucrul ăsta. Dacă pur și simplu asta simt, de ce n-aș spune, credeți că Dumnezeu nu simte, nu știe că tu vrei să mori, mi-e greu să cred că ar putea să condamne Dumnezeu chestiunea asta atâta timp cât te adresezi lui atâta timp cât uh, pur și simplu îți arăți disperarea Vine înaintea lui așa cum ești dar ăsta sunt eu dar vreau să mor, fă ceva Dumnezeu s-ar putea să facă ceva în cazul lui Ilie, de exemplu, a făcut ceva Ajungem la ultima întrebare cred că toată lumea a așteptat pe asta pentru că a fost cea mai votată și uh, nu știu dacă a fost cea mai votată pentru că sunteți curioși ce replică va da invitatul nostru uh, la această întrebare sau pentru că este o situație cu care rezonați mai mulți dintre voi sau poate că este chiar și un strigă de ajutor. Cum pot regăsi pofta de viață? Asta e întrebarea. Și completarea. Nu mai simt că trăiesc, ci doar că exist. Nu mă pot imagina peste câțiva ani și nu văd rostul în a mai continua. Am obosit. Am învățat de-a lungul timpului că există lucruri cu privire la care nu poți să ai un răspuns uh, direct. Uh, sincer, am citit tot felul de, și ar fi poate simplu să dau tot felul de referințe, de indicații, mai ales în uh, literatura asta americană, există 10 pași mm. prin care să poți să uh, ți recapeți pofta de trai de viață, cheful de viață. Uh, eu nu cred că există astfel de, de soluții. Sunt conștient că există tot felul de, de drame cât se poate de reale. În același timp, însă, cred că e important ca în astfel de momente să învățăm să trecem dincolo de ceea ce simțim atunci. De exemplu, aș încuraja o astfel de persoană să facă voluntariat. Pur și simplu. Ce faci? Stai acasă și plângi. Te uiți pe pereți, îți infunzi fața în pernă și plângi. Ce alternativă ai avea? Te duci la un adăpost pentru PAFA, persoane adulte fără adăpost, cum ne numim noi. Și începi să le servești supă, începi să, nu știu, îi ajuți, faci ceva concret. Cu siguranță te vei simți altfel după ce ajungi acolo. Dar pentru că de dragul contextului nu te mai gândești la tine, de dragul contextului mai schițezi chiar și un zâmbet, ci s-ar putea să-ți și iasă din când în când, pentru că avem capacitatea asta incredibilă, că dacă cineva zâmbește, chiar dacă ești mai trist, sau lucrezi cu copiii. Știu pe cineva care s-a angajat să facă voluntariat, deci voluntariat înseamnă activitate neplătită în afara jobului, da? Uh, într-un centru pentru copii copii cu sindrom down nu știu dacă dacă îi știți uh, sunt atât de, uh, atât de dulci atât de autentici uh, pur și simplu vin la tine să te ia în brațe da? și zâmbesc nu poți, de piatră dacă ai fi nu poți să rămâi la fel chiar dacă în interiorul tău ești fărâme tot schițezi un zâmbet tot te încarcă chestiunea asta Uh, păstrează-ți mintea și timpul ocupate. E o modalitate. Uh, în, al în, în, în același timp însă, uh, este un fel de a uh, pune în practică. Era chiar o carte celebră a lui, lui Steinhardt, Dăruin vei dobândi. Uh, Ajutându-i pe ceilalți, nu, ajungi tu însuți să primești poate mai mult decât, uh, decât ai dăruit. Uh, apoi... Uh, de ce nu? E o chestie pe care poate nu știu. Unii ori vor privi într-un fel, alții în alt fel. Uh, Mi-aș lua un cățel. Un anim mă rog, sunt persoane care... Dog person, cat person, persoane care iubesc căței, persoanele care iubesc pisicile. Uh, eu, categoric, iubesc mai mult căței. Asta nu înseamnă că nu-mi nu plac pisicile, dar... Uh, pur și simplu, nu rezist când văd un câine. Uh, câinii sunt... Uh, mă rog jucăuși, sunt trăzniți. Pur și simplu vin și fac tot felul de ghiduri și se bucură din tot sufletul, din toată ființa lor că te văd. Uh, mai mult decât atât, câinele trebuie scos la plimbare de două ori pe zi. Decât să zaci în apartamentul tău, da? de două ori pe zi ai o activitate. Trebuie să te duci cu cățelul, trebuie să îi dai să mănânce, trebuie să... Te super că face mizerie pe jos, că ți-a nu știu ce pantof. Nu te mai gândești la problemele tale. Da? Deci îți păstrezi timpul și mintea ocupată în felul ăsta. Apoi aș investiga. Aș investiga chestiunea asta. Poate vorbim de o, de o afecțiune medicală. Sunt tot felul de afecțiuni fizice care pot denatura în, în probleme de natură medicală. Deci aș face întâi un set de investigații, poate pur și simplu, sunt o serie de carențe pe care, pe care le am sau pur și simplu poate târăsc după mine de niște ani o depresie netratată care de, se perpetuează, care continuă să îmi dea aceste stări. Deci n-aș lăsa lucrurile ne netratate și nici nu m-aș aștepta să găsesc o soluție miraculoasă păcând negete peste, peste, peste noapte. Adică atunci când problemele astea sunt și apar în viața cuiva și durează de ani de zile, este puțin probabil să găsim rețeta miraculoasă, ajungi la cineva și hocus pocus, spognește din degete, ți-a dat o pirulă magică și gata, dintr-o dată ești, ești bine. De multe ori, recuperarea este la fel de anevoioasă. Dar clar, este un pas extraordinar să, să recunoști că ai această problemă și... Sincer, e un pas extraordinar pentru că nu toată lumea poate să recunoască care această problemă și faptul că, într-un fel sau altul, soliciți ajutor arată că totuși nu ți-ai pierdut orice speranță. Deci, chiar și această uh, situație uh, poate fi considerat uh, un fel de a spera. Nu? Deci, este un prim pas, dar contează sigur să-i faci și pe ceilalți. Adriana, îți mulțumim foarte frumos că ne-ai purtat pentru un subiect atât de delicat și mulțumim că ai fost în seara asta cu noi. Haideți să mulțumim cu toții! Uh, ne a arătat deja cărțile tale pe ecran. Aș vrea să te rog să ne și spui ceva. Ele toate, cele patru titluri, le veți găsi acolo la ieșire, dar poate că dacă ne apropiem de masa aia, vedem că cărțile arată un pic mai academice, parcă. Spune-ne despre ce este vorba și dacă sunt accesibile pentru noi ca cititori de rând. Asta să-mi o spuneți dumneavoastră. <laughs> <laughs> da, da, practic, cărțile respective pornesc dintr-o frustrare, din frustrarea mea. Am căutat materiale și am găsit foarte puține materiale la momentul la care m-am apucat să, să cercetez. Uh, prima uh, suicidologie integrativă pornește de la... Uh, Așa, constatarea mea, revolta mea la adresa lui Durkheim, sunt Durkheimian ca sociolog, chiar dacă m-am luat la trântă cu, cu el, Durkheim constata că protestanții se sinucid mai des decât catolicii. Am crescut într-un mediu protestant și știam că nu toți protestanții sunt la fel. Și am încercat să caut diverse cercetări prin care să văd dacă este așa sau nu. Evident, există parțial a redeptate, dar nu toți protestanții se sinucid mai des decât catolici, ci sunt comunități protestante, mai ales în rândul protestantismului evanghelic, în care rata sinuciderilor este mai mică, dar e comparabilă sau chiar mai mică decât cea prezentă în comunitățile catolice. Am încercat să văd de ce. Dimensiunea asta comunitară, faptul că oamenii se adună împreună mai des, că petrec timp împreună, că implicit le pasă unora de alții. Apoi, cele două de la editora TITONIC, Conduita Deliberată Autoagresivă, reunește o serie de studii, cercetări, sunt și monografii ale unor servicii de prevenire a sinuciderii, inclusiv ale eforturilor absolut remarcabile, ale colegilor dumneavoastră clujeni, care sunt chiar pionieri în, în acest domeniu în, în țară. Iar harta sinuciderii reprezintă pur și simplu statistici explicate, eforturi făcute pe baza analizei în celor 25 de ani de, de postcomunism. Și cealaltă e chiar dedicată subiectului unor sinucideri mai apropiate, mai, mai aparte chiar așa să și numeștem pare rău că este în engleză, dar cazuri particulare de, de suicid. Și am abordat problematica sinuciderii asistate pe eutanasie și sinuciderile lente. Mulțumim frumos încă o dată pentru seara asta. Mulțumim.